Județului Buzău i-au fost repartizate 31 de noi microbuze școlare. Vor sosi la Buzău zilele viitoare, iar capacitatea fiecăruia este de 16 plus 1 locuri. Noile microbuze vor asigura transportul elevilor din satele unde nu au existat școli sau acestea s-au desființat din cauza numărului insuficient de copii. Conform informării primite de la Ministerul Dezvoltării Regionale, un număr de 31 de localități din județul Buzău vor beneficia de microbuze școlare 16 plus 1 locuri, începând cel mai probabil cu ziua de vineri sau, dacă nu, cel târziu cu ziua de luni. Domnii primari se vor prezenta împreună cu șoferii, având permis categoria D asupra lor, cu ștampila de la primărie și cu dovada calității de reprezentant legal al primăriei, în vederea ridicării acestor microbuze de la o locație ce ne va fi anunțată în cel mai scurt timp de către reprezentanții ministerului. În urmă cu două luni, alte 18 microbuze și autobuze școlare noi au luat drumul Buzăului. În acest fel, autoritățile vin în ajutorul elevilor care locuiesc departe de școală și care parcurg zilnic pe jos mai mulți kilometri. Pentru copiii din comunitățile celor 31 de localități care vor primi aceste microbuze înseamnă un trai mai bun, dacă putem spune așa. Pentru ei, timpul de a ajunge la școală va fi mult mai scurt, nu vor mai îndura frigurile, iernii nu îi va mai ploua pe drum, nu vor mai întârzia la cursuri. Lucru care ne face să fim bucuroși și optimiști că în continuare actul învățământului în județul Buzău va fi unul de calitate. Din cele 31 de microbuze, 30 au ajuns la primării cu edil de la PSD și doar unul într-o localitate cu primar PNL.